Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor! Bine v-am regăsit! Nou episod Out of the Box și atenție tot despre învățare, modul în care trebuie să ne construim societatea, țineți minte sau să, să o reconstruim, țineți minte săptămâna trecută că am vorbit despre chat, GPT și meseriile viitorului, acum vom vorbi despre o abordare și dacă vreți despre recunoașterea neștiinței și importanța de a învăța lucruri noi chiar și adult fiind. Invitatul meu permanent este Loran Balint, expert în marketing, profesor asociat la mai multe facultăți din țară și de asemenea om care își caută învățătura pe diverse meleaguri. Salutare, boții, bine ai venit! Salutare! Întrebare de control, știi să folosești Excel-ul, programul Excel? Mai <laughs> atins aici pe unul dintre subiectele mele dar în urmă câțiva ani când am trimis eu un document Excel într-un e-mail către așa. Ministerul Tineretului și Sportului, cineva din minister, și care mi-a răspuns după aceea, păi nu mai trimite și mie documente din astea în Excel și software, pune mie și mie în corpul e ului că eu nu am timp să deschid software din astea așa de care folosiți voi. Și atunci am realizat, păi stai așa că ceea ce eu iau ca fiind garantat, adică sunt da. niște lucruri de bază pe care oamenii le știu, nu neapărat uh, știute de cei din jur. Și am fost atent un pic la ce se întâmplă în jur și am avut o revelație culmea în urma vizionării unui film. Și anume? Și anume Raul Taburan un film foarte drăguț pentru copii uh, Ok la care am ajuns dintr-o pură întâmplare, într-o cu filmul la Institutul Francez și care, practic, acolo, personajul principal, Raul Taburan, este o legendă în regiunea din Franța în care trăiește, super expert în biciclete, Asa. este cel mai bun uh, mecanic de biciclete, toată lumea vine la el cu bicicleta, se repare finețe, auzi e legendar, dar care are un secret. Are secretul că el nu știe să meargă pe bicicletă. Deci meșterul de biciclete, de biciclete nu știe biciclete. să meargă pe, pe bicicletă? Și, și? Uh, filmul este despre toate eforturile pe care le face pentru a se ascunde și pentru că oamenii să nu se prindă de minusul lui. Și vedem situații absolut amuzante și ilare în care el nu mai merge pe bicicletă pe un drum drept pentru că nu, e, prea, e sub nivelul lui să meargă pe așa, el merge numai pe lucrurile complicate, astfel încât pleacă pe lângă bicicletă și se urcă pe bicicletă doar când dă de greu. Se ascunde în tufe când apar oameni și ele cu bicicleta, stă culcat până trec oamenii, tot. Se căsătorește cu o femeie ai cărei părinți au murit într-un accident, ei fiind pe bicicletă și o mașină intrând în ei și femeia îi pune să jure că niciodată nu va merge pe bicicletă pentru a accepta cererea în căsătorie. Și el normal promite, uite, pentru tine și tuturor le explică, uite, pentru soția mea, eu nu mai merg pe bicicletă, fac acest sacrificiu. Și uitându-mă la film, am realizat că este ceea ce se întâmplă în jurul nostru cu foarte mulți oameni adică. care au ajuns în poziții importante din societate, în care nu știu ce să facă, deci ei nu știu să meargă pe bicicletă, funcția este de ministru, scădarea ministru, stat, director general, Uh, și la fel ca la Raul Taburan se ascund și este senzațional cum sună telefonul exact când discuția ajunge într-un moment cheie, se ridică scuze, este urgent, ies, trebuie să vorbesc la telefon, se întorc după jumătate de oră, oră, gata, ați discutat voi, ați lămurit <laughs> care este treaba. Și sunt practic exact eforturile pe care le făcea Raul Taburan ascundându se în tufișuri pentru a ascunde neștiința. Și Data cred că, că să... da, neștiința asta se vede Destul de mult și destul de des în societate, măcar prin rezultate. Astfel. Dar cred că fiecare a trăit o întâmplare din asta în care să vadă că cineva din fața lui care ar trebui să-i rezolve o problemă, e uh, nu știe, nu, nu exact. știe cum să facă. Exact. E și greu să recunoști. E greu să recunoști acum, noi suntem toți produsul unui un sistem educațional foarte slab. Uh, avem găuri masive. În plus, toată lumea este în schimbare. Deci tot un jurul nostru se schimbă, ceea ce astăzi știm, mâine. Uh, uh, deja nu mai știm, a apărut ceva nou este foarte important ca adulții să continue învățarea iar noi când vorbim despre România educată și despre uh, reformă în educație, trebuie să luăm foarte serios în calcul și ceea ce se întâmplă cu adulții. Eu sunt optimist, cred că cumva mai greu, mai ușor o să reformăm sistemul educațional din România și copiii o să aibă parte de o educație mai bună. Deja sunt locuri unde au acces și la un sistem mult mai bun Problema este când se duc acasă și interacționează cu generațiile mai în vârstă, o să apară o foarte mare ciognire uh, între generații. Pentru că ei învață, copiii învață niște lucruri exact. noi, exact, niște abordări noi pe care societatea ar putea să le refuze. Da, e... practic familia și cei din jur mediul în care trăiesc o să fie băi, stai așa, ce ce? Aduceși, ce e ce o celebră asta sau chiar o carte? Aici da, aici. este o paralelă cu uh, o povestioară al Murakami. Se cheamă Maimuța și Nagawa, în care, o să spun foarte pe scurt, doi intelectuali japonezi adoptă o maimuță de mic pui și o învață să vorbească japoneză, o expun la muzică sinfonică, o duc la evenimente culturale, iar Maimuța, când ajunge la vârsta adultă, se întoarce între maimuțele ei, care o resping violent, adică este băce, stai aici. Ai venit e... Aici, cu muzică simfonică, cu vorbele latine, cu tot. Așa, ai liniște, de o fi mai muță între noi. Iar mai sfârșește depresivă <gânt> într-o situație nu foarte fericită, că, băi, da, sunt la nivelul la care sunt. Eh, Atenție, asta a... e o metaforă, da, pentru Normal. cine vrea să supere. <gânt> Murakami a folosit o metaforă, da. Da, dar e o metaforă da. care poate să ilustreze ce se va întâmpla dacă vor ieși noile generații mm -hmm. dintr-un sistem educațional mult mai performant și vor interacționa cu ceilalți. Și atunci, practic, Cred că ar trebui să ne gândim și la uh, educarea continuă a adulților și să avem programe pentru a-i aduce în secolul 21 și, uh, uh, și Programe pe și adult. profesionale, dar și extraprofesionale. Ce vrem să vă spunem este că trebuie să căutați modalități de a înțelege lumea nouă, aplicațiile pe care le folosim, programele pe care le folosim, cumpărați-vă cursuri chiar dacă sunteți adult, încercați să mutați creierul tot timpul. Să-l țineți în mișcare. Altfel, societatea va merge da. înainte fără noi. Uite, eu recunosc mi-am bătut capul în ultima vreme cu. Uh, a reușit să învăț niște uh, aplicații sau niște ramuri ale programului Word pe care eu îl folosesc aproape zilnic uh -huh. și care m-au doborât la un moment dat pentru că primeam texte înapoi, din corectură, cu comentarii. Știi uh -huh. cum funcționează da, da, comentariile? Da, da. Deci am rămas blocat? Mi-au luat, da, luat zile întregi. Să, să aflu cum să șterg comentariile, cum să trec ca notate, cum rămân în pagină să nu mai fie văzute? Mi-a fost rușine să întreb. N-ar trebui să fie rușine, pentru că în jurul nostru toată lumea trăiește ceea ce trăiești tu, că adică accesăm informația și cerem ajutorul. Mm -hmm. La mine, când mi s-a instalat noul Outlook, softul de gestionare a e mail Uh, Autul m-a întrebat, vrei să rămâi la versiunea anterioară sau vrei versiunea nouă? Când m-am uitat la versiunea nouă, nu mi-a plăcut deloc, mi s-a părut mult prea încărcată, mult prea aglomerată pentru gustul meu, dar am mers pe versiunea nouă pentru că am conștientizat că dacă aș rămâne într-o mea de confort și unde sunt eu obișnuit, la următoarea versiune, la următoarea versiune, când nu o să mai pot să rămân cu versiunea mea veche, o să fiu depășit și o să fie foarte, foarte. Știu că este un detaliu și că discutăm aici de ceva care pare total nesemnificativ, dar este vorba de o atitudine și de un mod de a vedea lumea. Așa se construiește, de fapt, atitudinea nouă, și e necesară la bătrânețe, și pentru a nu fi depășit profesional uh -huh. odată, dar e necesară și la bătrânețe, îmi spui? Da, de, e, pentru că învățarea asta poate să fie o bucurie. Și am dat zilele trecute despre de, 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 un autor francez, Montagne care Așa. în 1570 a scris ese foarte, foarte relevante și astăzi, și care vorbește un pic despre ce înseamnă educație la diferite etape din vârstă și mi se pare la, încă o dată la fel de relevant astăzi. În copilărie învățăm pentru a demonstra ceva. Trebuie să luăm note pentru a merge acasă să le spunem, pentru a le demonstra profesorilor că am învățat niște lucruri, pentru a demonstra la liceu, facultate să fim admiși. În ad la momentul în care suntem adulți, ar trebui să învățăm pentru a rezolva situații. Suntem adulți, trebuie să luăm decizii, trebuie să ne descurcăm, trebuie să știm să reparăm un lucru, trebuie să știm să folosim Word-ul sau, sau alt lucru. Iar în partea a treia a vieții, când suntem seniori, deja este vorba de bucuria de a învăța ceva nou. E bucurie, te joci, este o bucurie. Am mai descoperit ceva, am mai văzut un document, nu te ajută neapărat. Dar viața e mai frumoasă când mai mai când Aha, ce tare, uite, joaia. sau bucuria de... Uite, m-am descurcat eu singur, n-a trebuit să cer ajutor. Dar iarăși, ca să trăiești bucuria asta, trebuie să știi să înveți. Da, asta e mesajul nostru de astăzi. Dacă simți nevoia să mai adaugi, adaugă acum ca să mai învețe lumea ceva. Dacă nu, să știți că săptămâna viitoare vorbim despre curățenie. Nu o să fie deja spre primăvară, începe tradiționala aerisire a caselor noastre, chestiuni de, de genul ăsta și da, poate merită un pic de, de vorbit. Așa că acum e momentul. Curățenia este un subiect foarte important pentru România pentru că este una dintre zonele unde trebuie neapărat să ne îmbunătățim. Avem ceva de învățat și aici, adică Totdeauna. întotdeauna, dar să știți că societatea românească învață, adică pe ansamblu, oamenii Așa. progresează și învățăm o grămadă de, de lucruri. Așadar, atunci, la finalul acestui episod, mergeți pe recomandările noastre, prieteni, chiar astăzi, dacă aveți ocazia, cumpărați-vă un curs, uite, vă dau eu, pe exemplu, ultimul curs pe care l-am cumpărat este de folosirea calendarului și de gestionare a timpilor pe care îi avem în viață mai ales dacă ești foarte ocupat, trebuie să faci lucrul ăsta pentru că la un moment dat o să te împotmolești. Dacă nu vezi de la niște oameni care pă, au citit, sau documentat... Și trebuie să faci continuu pentru că peste 3 ani o să mai apară niște lucruri și care s-ar putea ba, da, să da, 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 da. Asta, de ceea ce ai a, a, Asta mă pune pe, pe, pe gânduri. Uh, Loran Balint, expertul nostru în marketing, Out of the Box, episodul de săptămâna asta se încheie aici. Săptămâna viitoare v-am promis despre curățenie. Stați un pic pe aproape. Out of the Box Controverse în Dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.